Ziua, ce vreau să vă zic despre acest frigider da? este de la Beko 497 de litri l-am scos din priză ca să pot să-l spăl da? și pe afară și pe interior când l-am băgat în priză după ce l-am curățat și l-am spălat și l-am șters și așa mai departe aceste funcțioare sau funcții a cam luat o razna. Nu știu de ce, cred că din cauza că am dat cu apă și spumă pe el, fără să-mi dau seama. Sper să nu faceți aceeași greșeală ca mine. În afară de, de faptul că a cam luat o razna, mi s-a blocat și toate funcțiile. Daca vedeți aici unde este acest lăcățel, da? unde o să îți arată că trebuie să ții undeva 3 secunde ca să poți să-l blochezi sau să-l deblochezi, adică îi blochezi toate funcțiile. În momentul în care îți apare aici sub această culoare verde, da? Această liniuță îți apare un lacă roșu închis. Ia uitați-l, da? Deja mi-a apărut. Văd că toate atingerile care le-am făcut până acum, de-abia acum reacționează. Adică undeva la vreo jumătate de oră, ce vreau să vă zic, dacă va apare acest lacăt, nicio funcție din asta nu funcționează, ca să știți. Eu am procedat în felul următor, ca să pot să scap de acest lacăt, și sper să scap, da? Văd că abia acum, deci trebuie să ții 3 secunde, da? Pe această funcție ca să poată să dispară la cât. L-am scos din priză. Cât o minut, de 5-6 ori. Altă soluție nu văd. Că nu văd că nu reacționează. Sau, dacă nu, ia. nu mi arată nimic, deci nu vrea să șteargă. Ca să-i dau o resetare, trebuie să-l scot în priză, da? Sau îl scoateți din priză, ori de câte ori va fi nevoie. Pentru că așa va face, da? Ori de câte ori este blocat, pentru că acest lacăt nu mai dă voie la nicio funcție să funcționeze. Deci dacă și voi aveți alte idei, aștept la comentarii cum ați putut să-l resetați sau cum ați putut să scăpați de acest lacat roșu.